fosta lui Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri cu tremurătoare despre problemele în amor, m-a luat de picioare și m-a atârnat de la etaj. Mă amenința cu pușca, cu pistolul. Fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu a avut pare de o relație extrem de toxică. Maria Andria a povestit totul cu lux de amănunte. Maria Andria, fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu, este cunoscută în showbiz pentru energia ei de-a dreptul contagioasă și pentru vocea sa aparte, dar viața ei ascunde multe drame profunde. Printre zâmbetele sincere se ascund momente dificile și traume emoționale greu de imaginat. Părinții ei au divorțat, iar apoi și-a pierdut tatăl, care era medic. Însă unul dintre cele mai intense momente dificile a fost relația ei extrem de toxică, care aproape i-a costat viața. Fostul ei partener a fost violent fizic și verbal, amenințând-o cu moartea și umilind-o în public, în fața prietenelor ei. Maria a fost prinsă în această relație toxică timp de 5 ani, incapabilă să se elibereze din viarele agresorului ei. Experiențele prin care a trecut sunt de-a dreptul șocante, poveștile ei rămânând în memoria ei ca niște scene dintr-un coșmar. În prezent, fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu este recunoscătoare că a supraviețuit și că a reușit să se elibereze dintr-o relație care i-a pus viața în pericol. Într-un interviu pentru Cancan, Can, Ro, ea a vorbit deschis pentru prima dată despre chinurile pe care le-a îndurat și despre cum a reușit să depășească această perioadă dificilă din viața ei. Era să mă omoare. M-a luat de picioare, noroc că eram la primul etaj și m-a atârnat așa. După asta, ce crezi că a făcut? M-a pus în mașină și m-a dus sus pe munte. M-a dus vreau, nu vreau, mi-a spart mobilul și m-a lăsat în munți goală. Fără o haină pe mine. Și acum se întreabă lumea de ce sunt cu o persoană bună ca Mateo. Este de o mie de ori mai bine decât să stau cu o persoană care să mă lase în frig, dezbrăcată, pe munte, după ce mi-a spart mobilul își amintește Maria Andria în interviul Can Can exclusiv. Ca și cum aceste episoade cu tremurătoare nu ar fi fost suficiente, chinurile Mariei nu s-au oprit aici. De fiecare dată când fosta iubită a lui Cătălin Scărlătescu îndrăznea să-i contrazică cuvântul plătea scump. Fie că se aflau acasă sau în public, bărbatul se asigura să-i aplice o corecție severă, chiar și în fața altor persoane, mă amenința cu pușca, cu pistolul. Eram cu prietenele mele la club, am ieșit pe ascuns. A venit și m-a luat de păr din club. Pe prietenele mele le-a luat cu mașina și apoi le-a dat afară, nu le-a dus acasă, pentru că zicea că este vina lor că eu m-am îmbrăcat cu fustă scurtă. El m-a văzut că eu am plecat de acasă cu pantaloni. Pentru că eu am mințit că ies doar la cafea, apoi prietenele mele mi-au adus top și fustă scurtă să mă schimb a vorbit cu paznicii din club, ei i-au trimis poză cu mine de acolo, el m-a recunoscut și a venit după mine. M-am ascuns în toaleta clubului, au venit paznicii să mă scoată ca să mă ducă la el, a fost foarte rău, crede-mă, foarte rău. Continuă cântăreața din Cipru, în ciuda faptului că aceste povești par desprinse dintr-un film horror, din păcate, au fost cât se poate de reale și nu se opresc aici. Momentele de chin și groază au fost multe la număr. El făcea parte din mafie. Schimbam apartament mereu, eram numai dintr-un apartament în altul. Dacă trebuia să meargă să facă o treabă. Când se întâlnea cu cineva și eram și eu cu el, mă închidea în port bagaj să nu mă vadă persoana respectivă, iar eu auzeam tot de acolo. Încheie fosta lui Scărlătescu.